La interior ne-am întâlnit cu doamna Esther Sabo, în calitate de reprezentant al bisericii, plus o listă destul de mare de alte calități pe care dânsa le are, să ne povestească despre... Istoricul. Istoric, da. Bine. În primul rând, bine ați venit. Aceasta este biserica reformată de pe strada Cugălnicianu. Da. Biserica este construită de Matei Corvin, început de Matei Corvin, 1486, terminat în 1503. Da. Biserica Matei Corvin aduce pentru prima dată franciscanii în acest oraș, 150 de călugări și un oarecare Ioanes care le-a condus, care au construit mănăstirea care se află pe lângă biserică și ulterior biserica. Da. Biserica este cea mai mare biserică din sud-estul Europei în acest stil, adică cu o singură navă, da, și cu sanctuarul lung în stil gotic târziu. Da. Bolta vedem că este plasă, iar ornamentele gotice în geamuri, în toate cazurile, sunt flamboiate, dar numărul veșicilor de pește diferă de la geam la geam. Biserica totdeauna este al preoțimii, cum este conducătorul, cum este principele, fiecare aduce și îl duce pe oamenii lui. În 1603 cade bolta navei și rămâne fără stăpân biserica. Da. Pietrele care, mă rog, n-are importanță, sunt folosite în alte... La construcții sau cine știe pe unde? În alte construcții. Da. Biserica este dus de Gavril de Bethlen, principele de atunci al Transilvaniei, în fața dietei de Cluj din 1622 și donat reformaților. Da. Gavril de Bethlen a avut un vis, să înființeze Academie Reformată. Dar până la capăt s-a răzgândit și ceea ce a programat aici sau ce a visat la Cluj a realizat la Alba Iulia. Acolo este prima Academie Reformată. Da. După nu mult timp, Gavril de Bethlen nu mai este, iar urmașul lui este Gheorghe Racoții I. 1638-1646, asta este perioada cât a activat aici principele, el este cel care reface bolta navei. Da. Da, acum, fiindcă el, principele nu era mulțumit de felul în care vroiau să-l acopere, a adus meșteri din țările baltice, din regatul Curland, Estonia, Letonia de astăzi, trei meșteri care s-au angajat în scris că ei sunt așa de buni, că reușesc să acopere deschizătura asta de 16 metri. Da. Acum, Racoții dăruiește tot ce trebuie pentru funcționarea bisericii. Dar nu mai spun decât ce a rămas. Jurul împrejur straniile sunt din arțar, lucrate de meșteri sași, adus din Bistrița, Sighișoara. Da. Și toate sunt decorate în stil renașcentiscă. Deja suntem în renaștere. Da. Gotica era deja uitată, dar Sasu nu-și dezminte meseria și în unele bănci sunt splendide motive gotice, furate, așa câte un pic. Acum, tot de pe vremea lui Racoții a rămas anvonul. Anvonul este unic în felul lui, fiindcă este renaștere în patru stiluri, est, vest, nord, sud, din piatră, respectiv din lemn. Talpa este orientală. Da. Motivele sunt luate, florare, ca în renaștere, din Biblie. Urmează un guler pretențios, cu decorurile în șir al renașterii, urmat de coș unde stă preotul. La noi preotul acolo se urcă și acolo, da, rămâne o oră. Acela este lucrat de, în stil occidental, medalioanele sunt din alabastru,
iar în față avem tăblile lui Moise, în ebraică veche, cele 10 porunci. Corona. Corona anvonului, da, care nu permite vocii să urce la 19 metri în cazul nostru, este din chiparos de mlaștină, adus din Cipru, lucrat de doi meșteri în două stiluri. Ulterior, placat suflat în aur și argint. Da. Acum, în această biserică se găsește cea mai mare colecție de blazoane mortuare. Da. Blazoanele sunt al familiilor de nobili, care sunt legați într-un fel de această biserică, toți sunt reformați, o parte sunt înmormântați aici, o parte nu. Acum, necrologurile astea serveau la înștiințarea lumii că cine este mort. Da. Și unele au fost și date, trimise, cu asta s-a chemat lumea bună la mormântare. Un exemplar totdeauna era pus în ramă de familie și adus în fața catafalcului. Catafalcul se făcea în piața bisericii, acolo unde este masa. Da. După ce preotul a terminat ce a avut de făcut, sicriul este coborât ori în criptă, ori dus la cimitir, iar blazonul a rămas la noi. Da. Au fost expuse pe pereți până la zugrăvirea din 1911. Că atunci încă nu vorbim de restaurare, atunci altceva a fost. Da. Și atunci a venit ideea preoților să nu le mai pună sus, ci pună jos, la că vedere. Poate lumea și citește cine și... Da. Acum sunt așezate într-un fel în ordine cronologică. Ok. Începând de aici? De acolo. De acolo, din față. De acolo, dar ar fi bine să veniți că da, să vedem mai bine. De aici începem și da, așa mergem. Deci de aici. Da, da. Fiindcă au fost foarte multe blazoane, unele nu au mai încheput pe stranii și atunci au fost puțin grupate pe familii. Un pic de Banfi, un pic de Toldologii da, și așa mai departe. Printre, ce să zic, morți principali, toți sunt principali. Principele Opofi este înmormântat la noi cu întreaga familie. Cel mare de pe turn este Gheorghe Banfi, primul guvernator cel al de acolo? Acela mare. Da, da. Primul guvernator al Transilvaniei. Și nepotul s-o are aici blazonul și o serie de oameni pe care le știm, Chemeni, tot principe a fost, Vașalenii, Betle, mă rog, o serie mare de oameni. Da. Avem două orci. Da. Adică biserică reformată sau biserică protestantă sau catolică nu poate funcționa fără instrument. Da. Instrumentul admis a fost în 1750 și a fost orga. Da. În 1764 se face prima orgă de Johannes Hach la Sibiu. Este o construcție barocă, dar decorat în stil rococo. Da. În 1911 a fost o comandă pentru lărgirea orgii și cel Ongster, vestitul constructor de orgă din Peci, care a acceptat lucrarea, până la capăt n-a distrus orga veche, a păstrat-o intactă, da, și a construit o orgă nouă, orgă de concert, cu 1706 tuburi, 24 de registre și sunetul romantic. Da. Și se concertează non-stop la el. Da. Acum, problema a fost atunci când a sosit orga, că n-a încheput pe niciun cor. Okay. Aici erau coruri de lemn de pe vremea lui Racoții. Da. Iar orga a fost așa de grea că n-a suportat corul. Acum, constructorul de orgă, să zicem, cu cuvinte de astăzi, a fost un politician. Atât a explicat până când s-a adunat într-un an banii
și după planurile arhitectului Coșcaru se face noul cor în stil neogotic și este splendid balustrada aceea care este spinare de Vagar. Da. Acum se vede de aici că corul este făcut expre pentru acest instrument. Da. Constructorul de orgă s-a gândit și eventual la coruri care ar putea să meargă sus. A făcut nu o scară de urcare, ci două. Da, stânga dreapta. Și la concertele care sunt în decembrie, de Crăciun, chiar și 100 de cântăreți în cap, în cor. Da. În decembrie avem două concerte principale. Una este al elevilor maghiar și alevileor ortodoxi. Da. Așa că aici sunt în jur de, să zic, 200, mai puțin un pic, da, de copii, studenți care cântă la noi. Și pe urmă este un alt concert, care este numai concertul nostru, al școlii, al liceului reformat. Și atunci este interesant că vin acasă din lumea întreagă seniorii care cântă prin diferite opere din, da, din marile scene ale Romii. Da. Și am ajuns la zilele noastre. Suntem la biserica asta centrală, să zicem, arondați 2700 de oameni. Nu prea venim 200-300 afară de Crăciun, Paști, când cele două slujbe, cam 700-800 de persoane vin. Da. Atunci suntem. Și în restul timpului se poate vizita. Înainte de masă se poate vizita, scrie pe ușă programul, în ce condiții, da, programul. A, așa. Și după masă suntem voluntarii. Am care înțeles. Facem treaba asta. De la 14 la 18 sau la 19, depinde. Da. Și în timpul anului sau în timpul iernii, când nu e deschis biserica, că nu se poate, atunci suntem, se înscriu sau, mă rog, stabilesc data și ora când vin și atunci totdeauna este cineva care, da, îi arată biserica. Avem din mănăstire rămas un culoar, culoarul care este legat de peretele bisericii. Acolo este o mică expoziție al sculptorului Coș Andraș. Da. Și în clipa de față mai e o expoziție, două expoziții, doi în unu, unu în doi, da, da, care încă nu l-am studiat, așa că nu pot să spun prea multe despre el. Da. Da, ar fi important de pozat blazonul acela mare sau epitaful, mai corect, ce care față? Acela de piatră. Da, o să iau cadre și o să pun acolo. Opera acum lui Coș Caroi, al arhitectului, care ne amintește că aici este înmormântat Apofi Mihai, principele Transilvaniei. Da. Acum, masa nu știu în ce măsură se poate filma. Este o masă nouă, construită în 1827. Nouă și... din 1827. Și da, este intarsia. Oh, ia uite ce bine arată. Acum, dacă credeți, în mijloc avem cina cea de taină, dacă credeți, putem să o descoperim. După aceea când luăm cadre. După aceea când luăm cadre, da. Uh-huh. O dau la o parte? Da, da. Ia uite. În mijloc avem
Pricina cea de taină, da, după Leonardo da Vinci, este litogravură ștampilat pe furnici de tei. Da. Medalioanele sunt pirogravate. Iar ceea ce este jurul împrejur este intarsia. Și sunt citate care se potrivesc la medalioanele de pe masă. Da. Respectiv pelicanul, mielul, pâinea și vinul, că masa se folosește pentru împărtășanie, să zicem. Da. Superbă. Și un cadru puteți să luați și de pe tăblile lui Moise. Aici, în față. Fiindcă este cam unic, că de obicei în Eviul Mediu erau expuse tăblile, dar erau numai numerotate, 1, 4, 5, 10. Da. Ca oamenii să-și aducă aminte ce-i voie, ce nu-i voie. În cazul nostru, probabil că racoții aud finanțe. Și descendenții lui Elisabeta al Angliei, fosta regină, au și la noi câteva, ei au avut casă frumoasă, Claudia este al nostru și al doilea este blazonul lor. Acela arăt că este mai aspectos, mai mare. Cel din mijloc? Nu, acela al doilea. A, pe al doilea, rândul da, de este sus în jos al doilea, chiar și al doilea de la stânga la dreapta. Da, da, da. Dar ei încep acolo, 1700-1600 și blazoanele, că au vreo 5 blazoane, familia Redei se numește. Da. Foarte frumos. Puteți să-mi puneți întrebări, nu știu dacă... Mi-ați dat o informație foarte utilă. Astea sunt tot necrologuri. Da. Epitafium în latină și este tot, cum să spun, sunt foarte valoroase, fiindcă în prima treime este viața și activitatea profesorului, doctorului, om de știință, iar, nu știu dacă observați, sunt niște texte mici, cu semnătură. Acelea sunt cuvântările care vor fi rostite la mormântare. Da. Dumneavoastră care v-ați angajat că o să vorbiți, ați avut obligația ca fițuica cu cuvântarea să o duceți la tipografie și și acela a fost tipărit și expus. Da. Da. Am vorbit de lămpi, alea sunt 1911, cele trei lustre, lămpile de mijloc sunt tot același, Coșcarul, arhitectul. Mai închideți ca să... Bine, păi vă mulțumim tare mult pentru această incursiune. Acum o să luăm câteva cadre și o să punem peste filmare. Vă mulțumim și vă urăm toate cele bune. Mulțumesc frumos! Acum, totuși am vrea să intrăm un strop acolo. Haideți să intrăm! Aveți grijă să nu cădeți. Acum ar fi interesant... Aici este un mormânt. Aici, da. Da. Uite aici. Și piatra funerară este pe stâlp. El este generalul Bethlen Adam. Da. Deținătorul diviziei 2 de Husar Transilvania. Și piatra funerară și aici. Piatra funerară. Iar un copil nărăvaș, ca să fie și puțin haios, a sculptat în piatră. Să ridicăm prostiile astea de aici. În limba latină. Da. Uf, Doamne, Doamne. Cine nu cântă în cor, stă ca boul în târg.
Așa. Cui non canit in coro, dar o să vă citesc din caiet, stat sigbus in forum, 1577. Wow! 1570, dar aia arăt textul din carte. Da. Și atunci asta este partea care a rămas din mănăstire. Este o încăpere splendidă și statuile sunt la fel. Da. Aici, la restaurare, a fost foarte bine restaurat. Da. Aici a fost un geam didactic. Și nu era vopsit în alb, era cărămida lăsată roșu. Da. Dar la restaurate l-au zugrăvit ca să arate cum se construiește gotica. Da. În turnul nu spun să mergeți sus, că... În turn pe aici se merge, nu? Pe aici, pe scara aceea... E un turn. E un turn, da. De turnul unde... de clopot. Da. Unde avem și centrala termică. Da. Că avem trei cazane. Da. Bine, mulțumim. Atât. Mulțumim tare mult. Puteți să filmați, asta este ușă splendidă, Renaștere.